venit la prima ediție a podcastului Learn Romanian, unde e binevenit oricine dorește să învețe limba română. Eu sunt Claudia, gazda acestui podcast și profesoară de limba română pentru străini. În această serie voi aborda o diversitate de subiecte într-o română simplă și clară. Pentru că vreau să te ajut să înveți limba română mai ușor, să-ți dezvolți un vocabular mai bogat și să reușești să înțelegi cât mai bine limba română vorbită. Și pentru că ne aflăm abia la început, dăm voie să mă prezint. Sunt Claudia și sunt profesoară de limba română pentru străini. Sunt din România, din județul Cluj. M-am născut și am crescut la Cluj-Napoca, orașul cel mai mare din Transilvania. Am locuit și la București câțiva ani, însă prefer Cluj. Iar cu mulți ani în urmă am locuit și în Olanda. Acum locuiesc la Cluj împreună cu familia mea, soțul meu, cei doi copii și o pisică. În viața de zi cu zi, lucrez ca Learning and Development Specialist într-o companie. În timpul liber, îmi place să ofer lecții de limba română, dar și coaching pentru manageri și uneori traininguri pe tematici de coaching, comunicare, muncă în echipă sau dezvoltare personală. Am studiat psihologia și îmi place să citesc cărți și articole de psihologie. Un alt interes de ale mele e astronomia. Sunt fascinată de sistemul solar, de stele, de galaxii. Cam atât despre mine deocamdată. Acum am câteva întrebări pentru tine. Cum te cheamă? În ce țară ești acum? În ce oraș locuiești? Ce limbi vorbești? Ce profesie ai? Care sunt hobby-urile tale? Și mai ales, cum de ai decis să înveți limba română? Te invit să răspunzi pe grupul meu de Facebook, care se numește Learn Romanian with Claudia. Aici poți răspunde la întrebările pe care tocmai le-am pus, iar dacă faci o postare în limba română pe grup, eu o voi corecta pentru tine complet gratuit. Te invit și pe pagina mea de Facebook, Learn Romanian. Adresa paginii e facebook.com/romanianlessons. Pe viitor voi avea și un site, learnromanian.eu. Sper că site-ul va fi disponibil în a doua jumătate a anului 2024. Dar până atunci, te aștept să ne auzim la următoarea ediție a acestui podcast. Îți mulțumesc mult pentru că ești alături de mine și mult succes în învățarea limbii române! Pe curând!